În această săptămână a mai avut loc un eveniment 2-in-1, cel din familia Ursu, care a sărbătorit ziua de naștere a soției sale Irina, dar și botezul fiicelor. Așa cum ne-a obișnuit Adrian, totul a fost ținut în mare taină, dar câteva fotografii au ajuns pe Facebook. Am reușit totuși să-l convingem pe proaspătul tată să ne ofere atât poze de la eveniment, cât și un interviu. La începutul acestei săptămâni, Adrian Ursu și-a botezat fetița. Botezul Mariei Andreea a avut loc la Biserica Sfântul Dumitru din sectorul Botanica. A fost un moment sacru, un moment divin și mă bucur că s-a întâmplat acest lucru și să fie în paza Domnului mereu. Asta îmi doresc și asta ne dorim. A fost, de fapt, primul moment când au văzut-o și prietenii și nanii de botez. Noi chiar am ținut-o în taină acasă, doar pentru noi și pentru bunici. Ei, și pentru nașii noștri de cununie. Cineva a spus că seamănă Leit cu mine, cineva a spus nu, uite că ochii sunt exact a Irinei. Cineva a spus că Adrian și Irina, voi semănați și fata seamănă cu voi. Tu ești tot ce mi-am dorit și sunt fericit, pe astăzi ești doar lângă mine. Ea a plâns doar o singură dată. A dat glas atunci când a fost scăldată în apa aia sfântă, care să o crotească și să o păzească de toate relele. În rest, a fost foarte cuminte. Botezul micuței a avut loc în aceeași zi cu aniversarea Irinei Negara, soția lui Adrian. Tânăra familie a organizat o petrecere comună pentru cele două evenimente. Am vrut să coincidă și cu ziua de naștere a Irinei. Eu fiind iubitor de a comasa două evenimente în unul, fiind un bun... consider eu un bun manager. Încerc să fac așa încât dacă e la o distanță mică, atunci să comasăm două evenimente și a ieșit unul mare și frumos. Printre nașii de botez s-au numărat și interpreții autohtoni: Natalia Gordienco, Carisma, Cristina Croitoru, Corneliu Botgros, Igor Sârbu, Marcel și Cornelia Ștefăneț. Și aceștia sunt doar câțiva dintre nașii micuței Maria Andreea. Am ales foarte riguros nanii de botez după mai multe criterii. Am ținut cont de persoanele alături de care ne este bine și cu care ne vedem mai des. Pentru că eu mi-aș dori ca nanii să știe când este ziua de naștere a Mariei Andreea, să știe când a fost ziua botezului, să țină minte petrecerea și să ne vedem cât mai des. Cometria, la fel ca și nunta lui Adrian și a Irinei, a fost amânată pentru anul viitor. Iubirea.